Autoritățile târgujiene nu au luat încă o decizie cu privire la organizarea târgului de sacrificare a mieilor. În alți ani, acesta era desfășurat în zona târgului de păsări de pe digul Jiului. Zona este privată și ar fi nevoie ca organizatorul să plătească anumite costuri. Primarul Marcel Romanescu ia în calcul și alte spații. În primul rând o să luăm legătura cu cei de la DSV pentru a vedea exact care sunt condițiile pentru această perioadă. În al doilea rând, în discuțiile pe care le vom avea la primăria municipiului Târgu Jiu, trebuie să vedem care este locația. Pentru că noi astăzi, pe digul Jiului, nu avem nicio suprafață de teren. Înainte, prin înțelegerea pe care am avut-o de la oamenii de afaceri care dețin acele suprafețe de teren, am putut organiza târgul de miei. Ar fi o soluție și de data aceasta să ne punem la masă cu unul sau cu mai mulți oameni de afaceri din acea zonă și să organizăm târgul de miei cu respectarea cerințelor DSV-ului în acea zonă. Dacă nu, putem avea în vedere și o altă locație care nu este tocmai accesibilă tuturor cetățenilor municipiului Târgu Jiu și aici mă refer la târgul de animale din Drăgoieni. Dar mai e ceva timp și în perioada imediat următoare, în discuțiile pe care le avem cu, v-am spus, și cu DSB-ul și cu oamenii de afaceri, vrem să vedem exact unde am putea organiza un astfel de târg de miei. În ultimii doi ani, târgujienii și-au procurat mielul pentru Paști fie din magazinele mari, fie direct de la crescători, pandemia fiind cea care a închis târgul de miei.